Pace vouă, sunt onorată să o am alături de mine pe sora Irina Șchiopu din Cluj, care la vârsta de 17 ani a rămas fără picioare și astăzi suntem la cel de-al doilea episod din mărturia dânsei și vrem să vedem care sunt experiențele care dânsa le-a trăit până în prezent cu domnul. A rămas fără picioare, dar totuși lucrează foarte mult pe câmpul de Evanghelie, mai ales pentru Evangelizare, pentru întoarcerea oamenilor la Hristos. Bun venit, sora Irina, la această emisiune. Mulțumesc de invitație, mă bucur să fiu împreună cu noastră. Știu că acest accident. V-a marcat foarte mult. Ați rămas fără picioare de la vârsta de 17 ani, când orice adolescentă își dorește un viitor, un viitor soț, își dorește o familie, poate o carieră, și dumneavoastră, în momentele acelea, ați rămas fără picioare. Ați ajuns undeva într-un spital din București, la terapie pentru recuperare, dar acolo l-ați întâlnit pe Domnul. Acolo v-ați întors fața spre Dumnezeu. Iar apoi, un alt episod este momentul în care l-ați cunoscut pe soțul dumneavoastră. Haideți să vedem cum l-ați cunoscut și unde. Da, soțul meu la un moment dat a început să vină la noi la biserică, el fiind din familie de necredincioși, a fost invitat de sora mea la biserică și Apoi venea și în, la noi în familie și a început să se implice și el. Venea împreună cu grupul de tineri unde mergeam în misiune, venea cu, cu mine la Asociația Caritatea, mergeam în vizită la orferinate. Aproape de noi era un cămin școală unde erau mulți băieți cu handicap și așa ne-am cunoscut uh, tot mai mult și la un moment dat uh, am văzut uh, atitudinile lui schimbate și și mie îmi plăcea, trebuie să recunosc, dar nu, nu îndrăzneam să îmi fac vise până într-o zi când uh, foarte drăguț el uh, fiind uh, împreună, la o lucrare de, cu copiii. După, după întâlnirea aceea, mi-a propus să stăm puțin de vorbă. Și așa de frumos mi-a spus Irina, la început, mi-a plăcut are mult și am început să iubesc sora din tine, să te iubesc ca pe sora mea în Hristos, dar de la o vreme am început să iubesc femeia din tine și tare mult mi-ar place să fii soția mea. Dar aș vrea să văd care e și părerea ta, dar pe lângă asta, pentru că suntem copiii lui Dumnezeu, aș vrea să știu voia Domnului și cred că și tu ești în asentimentul meu. Ce ați făcut să vedeți voia Domnului și care a fost voia Domnului? El, Cum v-a vorbit domnul? Efectiv că sunteți unul pentru altul. Da, la un moment dat era într-o joi, a venit la biserică și după biserică mi-a spus Irina, eu am uh, hotărât să stau înaintea lui Dumnezeu să uh, înțeleg voia lui și vreau să-mi vorbească personal. De astăzi uh, am luat hotărârea să stau în post până duminică și Vreau dacă vrei și tu să te rogi pentru situația asta. Deci s-a rugat, ne-am rugat împreună și în uh, timpul acesta, bineînțeles, de fapt, după aceea, iar a, a, a urmat o, o perioadă în care nu ne-am văzut câteva zile, când ne-am văzut, uh, mi-a spus că. Clar și răspui, a înțeles din partea lui Dumnezeu că asta e voia lui Dumnezeu să, fiu, să fim împreună. El a calea asta, a ales-o, nu a ales să meargă la proroci sau a, să întrebe alți lucrători sau prieteni, el a vrut personal să-i vorbească Dumnezeu. Într-adevăr, Dumnezeu i-a vorbit personal, dar hai să vedem cum va vorbi dumneavoastră. Cum ați înțeles? Știu că v-a plăcut de el, dar totuși până a iubi o persoană și a te căsători sunt câțiva pași. Cum ați remarcat că într-adevăr sunteți pentru el? Da, într-adevăr, ce am observat și ce mă surprindea, de multe ori când eram împreună, ce gândeam eu, el, el vorbea. Sau mi s-a întâmplat odată, eu o, 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 pregăteam de sărbători, de Pas sau de Crăciun poeme. O, și pentru tineri și copii din biserică, și uh, într-o sâmbătă seara am rămas singura acasă. Zic, frații mei erau plecați fiecare pe, la lucrurile lor și eu, azi, o oh, ce bine că singura, hai să mă apuc să fac poemul că trece timpul și a apărut Lucian și când l-am văzut cred că a fost prima dată când uh, m-a deranjat că a venit la noi, că nu puteam să, Va credeam terminați? că să, nu puteam să termin uh, treaba, dar așa de minunat a fost că eu i-am spus ce fac eram pe masă cu cărți de poezie, cu totul pregătit și au zis hai, ok, hai să facem împreună și uh, m-a ajutat și a, am, am realizat tot ceea ce mi-am pus atunci așa, și atunci am fost foarte surprinsă și am zis uite ce, ce ajutor potrivit și mai multe experiențe și apoi chiar și din partea lui Dumnezeu am fost încurajată pe lângă asta mama mea, mama mea m-a încurajat la un moment dat când eram foarte frământată și uh, voiam să fiu sigură Mama mea a zis Irina: Să nu mai accepti neliniștea, să nu mai accepti gândurile la negre, că asta e voia lui Dumnezeu și asta m-a ajutat foarte mult. Și pe lângă asta, și alți frați care m-au încurajat prin sfaturile lor. Am înțeles că ați avut o neliniște. V-ați gândit vreodată că nu vă veți căsători? Da. Da, la De început ce? așa m-am pregătit pentru că m-am gândit că o, sito, o, o femeie, o, o, o persoană în, în situația mea, nu nu să se oprească niciun tânăr în dreptul ei. Mai ales că atunci eram nu de mult ieșiți din comunism și cultura era altfel. Acum s-a schimbat mult, am văzut multe și la televizor multe exemple cu căsătorii de oameni sănătoși, cu persoane cu handicap, e altfel, dar atunci eram priviți mai deosebiți și foarte puțină lume încuraja căsătoria. Deci, mai mulți erau sceptici da, la această da. legătură sau la această relație. Știu că Dumnezeu a îngăduit câteva experiențe pentru voi, ca și cuplu, și una v-a marcat un pic. Puteți să ne povestiți această experiență cu soțul dumneavoastră? Da, în 2019. Chiar ne pregăteam să, să mergem în concediu. Aveam și bilete uh, într-o stațiune la, pentru tratament, și cu, cu o zi înainte de a pleca, soțul meu a avut un accident. Lucra la instalarea unei uh, uh, rampe o ușă foarte grea, peste 700 de, de kilograme, și pentru că uh, probabil ceva s-a întâmplat acolo, uh, în timp ce el lucra, uh, uh, s-a desprins ușa și a căzut, a căzut și uh, pe mâinile lui. Dar ce a fost uh, minunea uh, mare, foarte mare, a fost că uh, ușa nu a ajuns până jos, pentru că cădea pe, uh, metal peste metal și el își perdea amândouă mâinile. Dumnezeu a lucrat că acolo uh, era făcută o sudură pe stâlpul acela de la ușă, uh, mai, uh, mai dură, făcută mai uh, uh, prost, și din cauza asta. Uh, uh, acolo s-a oprit. Chiar dacă uh, după aceea am auzit că patronul a fost uh, mereu le spunea la muncitor să finiseze lucrarea aceea, foarte interesant că muncitorii nu au ascultat de, pe, uh, de patron, ci mai mult de Dumnezeu, care efectiv cred că le-a luat din minte uh, ceea ce trebuiau să facă și uh, uh, să, a Deci, rampa aceea s-a oprit chiar. Uh, uh, la, la, la câțiva uh, milimetri probabil ca să ajungă mai jos și altă minune a fost că chiar atunci a apărut patronul și patronul acesta uh, la, la un bărbat de peste 60 de ani, Dumnezeu așa i-a dat o putere de a putut ridica rampa aceea atât cât Lucian să-și tragă mâinile și uh, să poată să meargă mai departe la spital, deci Dumnezeu ne-a îngăduit ca Lucian să rămână fără, fără mâini, a fost o, o, o minună, i Am mulțumit lui Dumnezeu de, de încercare, de ceea ce ne-a învățat prin ea, și faptul că a salvat mâinile lui Lucian. Din asta am ieșit mai încrezător în Dumnezeu că El e în controlul tuturor lucrurilor și nu încăduie nimic peste puterile noastre. Într-adevăr, Dumnezeu ne dă de fiecare dată numai cât putem noi duce și știu că pasiunea dumneavoastră este ca oamenii să se întoarcă la Hristos și știu că vă ocupați mult, îndeaproape, cu oameni ca să discutați cu ei, să comunicați cu ei și în direcția asta aveți multă experiențe, Dar știu că o experiență care v-a marcat mai mult este una cu o doamnă care ea era orfană și avea doi copii. Și dumneavoastră a zis, ok, vreau să mă îngrijesc un pic de femeia respectivă. Cum s-a întâmplat și de ce ați făcut-o? Uh, da, sunt căsătorită cu Lucian de anul ăsta, fac 23 de ani. Uh, dar Dumnezeu nouă nu ne-a dat uh, copii. În schimb, ne-a ne binecuvântat cu mulți nepoți și cu mulți prieteni și uh, copii spirituali. Uh, eu, uh, uh, în, uh, în lucrarea mea de evangelizare, am uh, mers mult în vizită la la orferinate, la uh, centre unde am, uh, am găsit mulți, am întâlnit multe persoane cu handicap, am ținut uh, legătura cu băieții aceștia, Dumnezeu uh, li s-a descoperit și unii s-au întors la domnul. Și printre ei uh, este și uh, Uh, un, uh, un băiat care se deplasa în cârș căsătorit cu uh, o, o fată orfană. Uh, eu pe ei foarte mult i-am îndrăgit, ne-am apropiat de, de ei uh, și tot timpul am fost foarte marcată de, de uh, Ionica, că așa se numea soția băiatului în Cârși, și mă gândeam după ce s-a căsătorit, doamna Ionica nu are pe nimeni, nu are uh, unde să meargă, nu are uh, părinți, nu are uh, surori aproape, nu are unde să, să iasă. Și m-am legat așa de ea. Uh, fata asta a născut o fetiță și gemeni. Deci, trei copii are. Și de când a născut fetița, veneau des la noi în familie. Dar după ce au venit gemenii, soțul meu a îndrăgit foarte mult băieții. Și dacă până atunci când îi propuneam să mai vină Ionica în să o aducem, uneori fiind obosit, nu era așa deschis. Să, să o aducem la noi acasă, dar de când au început uh, cu băieții, uh, era foarte încântat, uh, i-am îndrăgit foarte mult. Uh, fiind uh, în familie, cu copii, sigur că apar, apar și uh, o, apare oboseala și la oboseala mă mai agit și într-o situație din asta uh, Uh, mai, uh, mai strig, uh, mă uh, comport cum nu ar trebui, și uh, după atitudinile astea. Uh, uh. Eu eram necăjită și vă întrebam, Doamne, oare mai are rost să o, să o aduc pe Ionica, că uite, gafez și nu întotdeauna te reprezint pe, pe tine prin relația mea. Și când eram mai uh, uh, oposită și mai, cu, cu mai multe întrebări și uh, descurajată de atitudinea mea, foarte uh, uh, minunat, Dumnezeu m-a surprins, a trimis un vis la un uh, copil al o prietenă bună de a mea, prin care în uh, 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 esența visului, mesajul era că Dumnezeu se bucura de ce făceam eu pentru niște copii. Chiar, și până. efectiv, chiar când era mai deznădăjuită și când... Uh, uh, Mă gândeam să, să mă opresc din, din lucrarea asta și uh, atunci am, am fost încurajată să, să continui. Slavă Domnului că El știe cum să, să ne încurajeze, să uh, ne provoace, să, să mergem mai departe și să împlinim voia Lui. Aici sunt doar câteva experiențe din viața dumneavoastră. Cred că ați putea să scrieți o carte cu experiențele pe care le-ați avut și le aveți cu Domnul, dar haideți să vedem câteva sfaturi practice pentru cei care ne văd, mai ales în situația în care dumneavoastră sunteți o persoană fără picioare. Ce puteți să le transmiteți familiilor sau oamenilor care um, trec prin acest necaz? Poate pentru unii este o nenorocire, dar știu că pentru dumneavoastră este o binecuvântare. Doar câteva sfaturi practice. Să le auzim. Da, într-adevăr, la început și pentru părinții mei și pentru mine a fost foarte greu, dar acum, așa cum ați zis, după 44 de ani și în timp, nu nu neapărat numai acum am văzut cum efectiv suferința s-a schimbat în binecuvântare și cum a lucrat în bine suferința în, în caracterul meu și uh, în toată familia noastră. Am, am devenit mai uniți. Uh, am văzut dragostea și atenția fraților mei care până atunci cu care până atunci, mai ales eu fiind mai mare, mereu îi dojeneam și dirijam și așa uh, am fost copleșită de dragostea lor și ei tot timpul uh, niciodată nu uh, M-au făcut să sufer sau să, uh, uh, văd, uh, să văd suferința. Din potrivă, ei m-au încurajat, niciodată nu s-au rușinat de mine, chiar dacă în timp, uh, apoi, ei au devenit maturi sau căsătorit la familie, în familiile lor când mergeam în vizite la ei, chiar dacă aveau musafiri, întotdeauna, dacă eu apăream cu coruciorul acolo, uh, mă prezentau și eram tratată ca și o, o, orice persoană, deci persoană normală. Efectiv, asta foarte, foarte mult o însemnat pentru mine și acum privind în, în urmă îmi dau seama că asta m-a ajutat mult. Apoi vreau să zic că iar ce am văzut la mama mea și uh, mi s-a părut că ea un pic o exagerat și aș vrea să sfătuiesc mamele care au copii cu uh, cu handicap să, uh, să să fie atente să uh, nu uh, le încurajeze în uh, a, a de exemplu, mama mea, ce-mi zice? Ea întotdeauna mie îmi dădea porție dublă să mănânc. Ea întotdeauna când frații mei se supărau pe mine, oarecum îmi ținea, ținea partea. Și așa eu, cumva, am ajuns să mă încred în, cumva încrezută și de multe ori prea mult îi dojeneam pe, pe, frații mei sau prea multe îi foloseam sau iar faptul că mama mea îmi dădea porție dublă, acum se vede mine că am, am, luat în greutate. Sfatul meu e să, să coporte și cu copilul bolnav exact ca și un, copil sănătos și să nu facă, să fie atent să nu facă diferențe între, între copii pentru că, uh, în timp, pot avea repercursiuni asupra celui sănătos, po pot uh, poate uh, să rănească. Într-adevăr, putem să învățăm din experiența sorei Irina, și mai ales părinții să fie foarte atenți. Primul lucru este să acceptăm, să acceptăm situația în care sunt, să acceptăm că este planul Domnului, apoi un as, alt aspect sau un alt pas este să fim echilibrați. Nici foarte, foarte mult, dar nici foarte, foarte puțin. Este important persoana care are handicap să o tratăm la fel ca și o persoană normală. Totdeauna ei au ceva mai mult de spus, dar să fim atenți. Și mai ales un alt aspect este să-i iubim, să vedem în ei potențialele sau talentele pe care Dumnezeu le-a pus în ei. Totdeauna de la un om cu handicap învățăm foarte multe aspecte pentru că ei au o experiență, un bagaj de cunoștințe în spatele lor. De aceea, dragilor, haideți să învățăm și din această mărturie că Dumnezeu este la cârma oricăror experiențe. Să vedem la sfârșit ce ne le puteți transmite celor care ne ascultă. Eu vă doresc în mod deosebit mamelor care au copii, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea multă sănătate, multă înțelepciune și... Uh, persoanelor cu handicap să credeți că puteți face multe lucruri, nu să uh, 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 îl luați pe brațe eu nu pot, eu uh, sunt bolnavă, nu. Se poate, rugați pe Dumnezeu să, să vă dea înțelepciune și în orice situație este mijloc de, de ieșire, de rezolvare. Deci să nu ne complacem în, în situație, să luptăm și să mergem înainte. Cred că cel mai frumos moto care vi se potrivește, Sora Irina, este Filipeni 4 cu 13. Stimațele spectatori și pentru voi, Filipeni 4 cu 13, cheia succesului nostru. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul.